Mai multe persoane au reușit să obțină credite bancare de mii de lei sau credite ipotecare, deși nu întruneau nici pe departe condițiile impuse de bancă. Aceștia au fost ajutați de o grupare infracțională din Ploiești, coordonată de o femeie, care contracta credite cu acte false, prejudicind astfel unitatea bancară cu aproximativ 600 de mii de euro. Procedura era simplă. Racolau persoane care doreau să facă credite bancare, însă nu îndeplineau condițiile legale pentru obținerea creditelor. Și în acest sens confecționau documente false, respectiv adeverințe de venit, fișe fiscale, contracte de muncă, carnete de muncă, acte adiționale la contractele de muncă, pe care le mânau clienților sau le depunea personal, având contract de colaborare cu banca respectivă, le depunea la sediul băncii. În baza acestor documente s-au obținut credite bancare de sume importante, care depășesc, sunt cuprinse între 1 miliard și 3 miliarde. Capii grupării primeau pentru intermedierea creditului sume cuprinse între 3 și 5 mii de euro. Toate aceste documente false erau confecționate în schimbul unor sume importante de bani. Fiecare persoană care obținea un credit în baza astfel de documente trebuia să plătească către acestea sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro. În această dimineață, 14 persoane, majoritatea ofițeri de credite la banca prejudiciată, au fost aduse la audier la DIICOT Ploiești, cercetările fiind dispuse sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune calificată cu consecințe deosebit de grave, constituirea unui grup infracțional organizat, fals și uz de fals. Gruparea a început mica afacere din octombrie 2009. Ancheta oamenilor legii a scos la lumină și că o candidată la alegerile din iunie, din Gornet, Cricov, ar fi apelat la un astfel de credit, femeia obținând cu acte false suma de 205.000 de lei.